Orchestra de suflători a Filarmonicii Oltenia, dirijată de Ivan Iliev, susține 5 concerte începând cu ora 21 în diferite locuri din bănie, astfel încât un public cât mai divers să se bucure de farmecul muzicii clasice. În program este prezentă muzica de film de Hans Zimmer, cu temele principale din peliculele Gladiatorul și Pirații din Caraibe, dar și lucrări de mare popularitate, cum ar fi Suita I din Carmen de Bizet sau Aria Nessun Dorma din opera Turandot de Puccini. În acest an am pregătit ceva mai special, o noutate față de anii precedenți când am ieșit cu orchestra de corze a Filarmonicii Oltenia. În acest an ieșim cu orchestra de suflători, condusă de dirijorul Ivan Iliev. Am vrut să fie un program foarte lejer pe care craiovenii să-l aprecieze și să-l țină minte. Zeci de craioveni s-au bucurat seara trecută de concertul susținut de orchestra Filarmonicii Oltenia. Frumos, îmi place și e foarte bine că mai aduce prin cartiere ca să putem să mai ascultăm, că nu prea ajungem în centru. E o minune că, uite, noi mai vârstnici așa nu prea avem timp și să ajungem tot timpul la centru, să ne ducem la filarmonică, dar așa în cartiere, uite, e foarte bine. Am mai fost și chiar îmi doresc mereu să particip. Sper să fie o seară minunată, cum a fost și în celelalte seri, și împreună cu toți cei din zonă să... Nu știu, să apreciem mereu efortul oamenilor care sunt aici pe scenă.